Concursul este deja la ediția cu numărul 17 și este organizat de Fundația Lumina, instituții de învățământ. La școala gimnazială numărul 7, participarea a fost la nivel record. 124 de elevi ai școlii și 7 de la Colegiul Național Ion Maiorescu s-au așezat în bănci încercând să obțină cât mai multe puncte. Având în vedere rezultatele frumoase pe care le-au înregistrat copiii noștri la acest concurs de-a lungul timpului, și astăzi am avut un mare număr de elevi care și-au manifestat dorința de a participa la acest concurs. Aceeași atmosferă destinsă, dar competițională și la școala Mihai Eminescu, unde numărul participanților a fost de 137. Aici am avut ocazia să ne întâlnim chiar cu unul dintre organizatorii concursului, o competiție care a reușit ca anul acesta să adune în clase peste 44.000 de participanți la nivel național. Anul acesta este a 17-a ediție de concursul acesta. Sunt 44.000 de participanți a noastră peste toată țara, adică 40 de județe. La nivel național. La nivel național, exact. Și anul ăsta avem mai mulți elevi de la clasa a doua până a opta. O noutate pentru copii anul acesta, de fapt începând din ediția de anul trecut, ediția a 16, este și participarea elevilor începând de la clasa a doua. Până acum 2 ani, participau numai de la clasa a 4-a, dar organizatorii, văzând probabil interesul copiilor, au hotărât acest lucru, ceea ce este foarte bine. Popularitatea pe care o are acest concurs în rândul elevilor este dată și de faptul că ei oferă și niște premii destul de consistente, au materiale promoționale, le-au înmânat elevilor broșuri cu subiectele pe care și le pot păstra și le iau acasă, în așa fel încât se pot verifica împreună cu părinții. La finalul concursului, micuții participanți își împărtășeau deja impresiile despre complexitatea subiectelor, cu speranța că se vor apropia de punctajul maxim de 100 de puncte. Prima oară când particip? Am mai fost câteva concursuri în școala noastră și pot să zic că am fost buni. Câte puncte crezi că iei? Pentru munca mea nu sper să iau foarte multe puncte, dar nici foarte puține. Mă aștept la maxim 80 de puncte. Felicitări! Ție cum ți s-a părut? Mi s-a părut câteva mai grele și celelalte mai ușurele, unele așa și așa. Tu ce spui? Cum a fost? Păi mie mi s-a părut unele ușoare, unele trebuia să gândesc destul de mult și am reușit să fac destul. Tu le-ai făcut pe toate? Da, le-am făcut pe toate și mi s-au părut destul de ușoare, cam toate. Dar m-am mai încurcat la unele, dar le-am făcut până la urmă. La tine cum a fost? A fost foarte ușor concursul. Și exercițiile au fost ușoare, ne-au dat mult timp să gândim. Tu câte puncte crezi că o să faci? Nu știu, vreo 80. A fost greu, a fost ușor? A fost foarte ușoare, unele dintre ele.